Obiceiul nostru de a începe masa cu o ciorbă este confirmat de știință, dar nu oricum. Dacă vreau să slăbesc sau să mănânc mai puțin la masă, mănânc mai întâi o supă de legume. Este concluzia unui studiu clinic care arată că dacă mănânci o supă de legume fără paste, fără tăiței, fără carne, înainte de masa principală, atunci vei mânca cu 20% mai puține calorii la masă și în timp vei slăbi. Supa de legume stă în stomac, încetinește digestia, scade ritmul în care mâncarea pleacă din stomac, supa te umple încât mănânci mai puțin, ajută sațietatea. Supa de legume este bogată în potasiu, care leagă excesul de sodiu și astfel elimină excesul de lichide. Deci pierdem în greutate prin pierderea de fluide, culmea mâncând un alt fluid înainte de masă, o supă de legume.